pensie minimă și pensie medie, cam cât ar trebui să fie și în cât timp am putea să ajungem la acești indicatori? Cu siguranță, pensiile în ziua de astăzi sunt foarte mici, chiar dacă s-au indexat, adică s-au majorat de către actuala guvernare, foarte puțin în raport cu inflația. Deci dacă calculăm inflația și pensiile, de fapt ele au descrescut. Atunci când statul nu generează profit din punct de vedere economic și mai mult se împrumută și depinde de fisc și de vamă și de diasporă, atunci clar că nu ai de unde să mărești pensiile. În Moldova sunt peste 750.000 de pensionari. Eu consider că urgent trebuie să se schimbat sistemul de pensionare. Sunt împotriva deciziei PAS-ului de a majora vârsta de pensionare pentru femei la 63 de ani, cum era înainte la 60 sau 57. Eu cred că vârsta optimală, după consultările cu multe doamne din Republica Moldova, ar fi totuși să revenim cum am fost la 60 de ani. După o viață grea de muncă în condiții în Republica Moldova, cred că femeile noastre acest lucru îl merită, cu siguranță. În același timp, după calculele noastre inițiale, ceea ce se poate imediat, nu populist declarat ca și sumă, pensia minimală în Republica Moldova, cum o vedem noi, dacă facem un recalcul foarte clar al finanțelor naționale, ar fi de minimum 5.000 de lei pe lună. Deci acest lucru este posibil dacă redistribuim banii în stat în ziua de astăzi. Chiar în primul an de mandat. Chiar în primul an de mandat. Uh-huh. Aici nu e declarație populistă, noi avem foarte clar calculele făcute ca acest lucru să fie realizat. Uh-huh. Asta e una. Doi, pentru pensia minimă. Pensia medie, bun, variază 7.500 până la 10.000 de lei. Deja este clar. Pentru pensionari obligatoriu de revizuit sistemul de poliță medicală, că sunt foarte mulți pensionari care încă mai sunt, după ce se pensionează, mai activează în privat sau în alte domenii și sunt impuși să plătească poliția medicală. Eu aș scoate acest prevedere, fiindcă se contrapune. Tu ești pensionar, pe de o parte nu, trebuie să ai grijă de tine, dacă ești impus din cauza că pensia este foarte mică, să vinzi la piață sau să faci o mică companie, să vinzi ceva, da? Plătești poliția medicală. Deci se bat cap în cap prevederile acestea, urgent trebuie să modificat chestia aceasta.